primim plicul următor cu o misiune gigantică. Livrările nu s-au terminat. Următoarea livrare va fi cea mai importantă. O familie săracă din Ciuncii are nevoie de ajutor pentru a cumpăra alimente pentru săptămâna care urmează. Se pare că Guamote este cel mai ieftin oraș din Ecuador. Familiile au primit bugetul lor pe o săptămână, care este $1. Ce, mă? În plic aveam și $1. Acesta este bugetul unor familii pe o săptămână, ceea ce m-a șocat. Trebuie să cumpărați cel puțin 6 alimente diferite de pe listă. Familiile vor fi recunoscătoare. Folosiți-vă talentul de negociator. Produsele le veți transporta în tot Chalinas. Okay. Jocul de amuletă va avea loc la Grota Catolică Virgen de Agua Santa Maria, în orașul Ciunci. Dar trebuie să vă opriți în Tixan, la Gason, din era Tixan, de unde veți fi transportat într-o parte din drum, din cauza unor alunecări de teren. Primele 3 cupluri care vor livra alimentele vor participa la joc. Familiile vă așteaptă împreună cu mine. Dos platanos morados, da. Un granadia, una chitole, un babaco, un coco, un ajos, 2 kiwi, 2 tomatillos, 3 guayabas, 3 clamochas, maquenio, tuna, pimiento, tipos de papa, una yuca. Vamonos! Am spus să mergem la locul unde se vând legume și fructe. Aris! De ce ești lentă? Pentru că am un rucsac în spate și nu pot să-l car. Dreapta pe aici. Cuidado, cuidado! Ai grijă că e o bordură! Te să o trage în cap? Hai! Nu pot, hai, sus! Ridică-l! Când am ajuns cu tricicleta înapoi... Ce crezi că primim? Un plic? Un plic. Scrie așa. Că livrele nu s-au terminat și că, de fapt, cea mai importantă livrare abia acum urmează. Și am început să căutăm și... Piața, în primul rând. Piața, în primul rând. Seniora, disculpa-me. Unde putem să encontrar platanos y babaco y coco? Alimentos. Pero aquí, nada? Asta bagă? Hai. Stai, popu, cu mine. Cuánto costa... Un coco. Cum? $1.50. Nici măcar produs. Jumate din produs nu pot să-l cumpăr cu $1. Tenemos solo $1 para todo eso. No. Gracias. Ce? $1 pe săptămână mi se pare incredibil de puțin. Și noi cu $1 trebuia să luăm minim 6 produse din toată lista pe care o aveam. Efectiv, eu nu știu cum se descurcă o familie, nu un om, o familie întreagă să mănânce zi de zi. Deci eu chiar nu înțeleg dacă un cocos e $1.50. Ecuador, țara legumelor și fructelor. Păi să nu facem noi o piață? Ne-am luat și o geantă tradițională. Hai la cumpărături. Buenos dias. Hola. Hola, hola. Lămâi, pastă de jumări și grăsime. Pomoana porcului, așa în piață de dimineață. Mai încolo, e greu la stomac. Gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto es uno? $1. ¿Un dólar? Uite câtă ceapă poți să iei pentru dólar. Seamănă cu prazul mai degrabă. Hola, ¿cuánto es uno? $1. $1? $1, măcar să iau unul mai mare. ¿Cuánto es? $1, pepino. Pepino. Ăsta ce e? Mamă, cum arată ăsta? Guanabano. Guanabano? La viadelante, la chiquita, también es pepino. La chiquita? Zici că-s ouă de dragon, ia uitați. Cum se cheamă? Chirimoya. Chirimoya. Și ăsta? Una. Uno? Da? Dos? Ăsta ce e? Babaco. Babaco? Si. Babaco? Para jugo. Para jugo? Si. Și ăsta ce e? Guayaba. Ia uitați cum arată, n-am mai văzut niciodată așa ceva. Ia uite ce avem aici. Și ori fi ăștia? Na, ce sunt? Patatas? Mașua? Pătrimă să fără troche? Un ananas, pinia? Eu iau ăsta tot, ha? E bueno? Gracias. Chiar funcționează trocul. Deci am dat un ananas și am luat niște porumb. Gracias. Buena suerte. Buenas, ¿cómo estás? Estamos de un concurso, es un reality show. No es... tenemos dinero. Primul stand părea că avea câteva legume și fructe și începem să citim lista. Morados. No. Una granadilla. No. Un coco. No. Nu avea nimic. Dos kiwis. No. Zi. Tomatillas. Guayabas. Tomatillas tenéis, no? Tomatillas. ¿Podemos dos tomatillas? ¿Se puede? ¿Sí? ¿Regalo? Gracias. Gracias mucho. Ok. Două roșii ne-a dat. Ok. Deci o să le iau pe toate gratis. Cu avem nevoie de acest produs pentru familii care nu au bani și așa mai departe. Și $1 eu le dau cu drag familiilor la care trebuie să ducem aceste fructe. Dați-vă! Mamă, cătă, ne-am băjat. Arriba, arriba! Trebuia să ne întoarcem înapoi. De unde am luat căruciorul? N-am luat-o pe strada pe care am venit. Ne-am băgat ca pe aici. Tăte, tăte!
Dă-te! Hei, 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 hei! Ferească Dumnezeu, oricum ai și-a iat unghiile la vreo doi pe acolo. Doamne! Bă, unde ne-am băgat, mă, pe aici, dă-te, mă? Dă-te, dă-te! Perdon! Dale, dale! Perdon! Op! Op! Nici acum nu era ușor de mers cu bicicleta aia printre oameni. Pentru că, din nou, îi loveai, te băgai în tarabe. Că e din fier bicicleta aia. Și e lată. Hai, disculpa-me! Disculpa-me, seniora! Hai, hai, hai! Permiso, seniora, permiso, senior! Tu nu aveai cum să mai recunoști piața, pentru că se triplase traficul dintr-o dată și nu mai știai un cotro. Ce să mai vezi? Că nu mai puteai să arunci un ac printre oamenii ai. Și acum dă-i și dă ocol. Splendid. De unde? În față! Mamă, nu! Dă-te, măi! Ce nu? Stai acolo atunci! Pe mine m-au luat nervii și el râdea. Ce căutăm pe aici, că noi n-am venit pe aici? Dă-te! N-ai, mă, cum, Cătălina, aici ai rămas. Dă-te! Noi? Granatija? Îți se oprește Giulia prima tarabă și spune, doamnă, trebuie să ne ajutați. Uite, noi suntem așa, 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 așa. Și am nevoie de asta. Aciotios. Si, tienes? Cinco. Era o listă întreagă de produse, vreo 10, cred că era la număr și noi trebuia să luăm minim 6. Un coco? No coco? Guayabas? Tienes? Ok, dos platanos morados. Zic, am un dolar, mai mult n-am, dar ajutați-ne, vă rog. Și a început femeia să ne dea ce avem pe listă, parte din produse, Giulia a început să le taie ca și cum sunt bifate. Babaco? Se pervale un dolar, nu babaco. Ai, por favor, señora, tengo que ganar hoy. Ya, le mando dos. Sí. Puedo regalarme, por favor, 4 remolachas? Por favor? Puedo? Puedo regalarme? Oh, gracias. Și a spus că hai să nu cerșim toate fructele la acest an. Mergem la următorul stand. A zis că în ăsta trebuie să-l punem. Știu, dar să le punem pe toate. Pimientos? No. Ah, ok. Le-am pus în ciolas și restul de produse a trebuit să le căutăm la alte tarabe. Eu îi dădusem deja toți banii doamnei, că nu a vrut să-mi dea altfel. Așa că mai departe, asta e. În cerșeală. Plaza de ferrocarril? Aqui? Aqui? Hai, mă, cum aici ai rămas, bă? Nu mai îmi urla. Mergi în spatele meu. Senior, mueve. Tu vezi în față. Ajungi mâine dimineață acolo. Lasă-mă în pace. Vrea și el să se distreze. Era direct. Eu vedeam piața de pe bicicletă, eu vedeam piața direct în față. Permiso. Hai, Iuria, dă-mi să vedem ce avem. Deja două căruțe se întorseseră din cele 6. Deci cumva suntem pe locul 3 în momentul de față. Avem un nou mission. Livrările Hai, Iunia, încoace. Hai să putem să ne auzim. Da, livrările nu s-au terminat. Următoarea livrare va fi cea mai importantă. Familia săracă din Ciunci are nevoie de ajutor pentru a cumpăra alimente pentru săptămâna care urmează. Ia uite, un dolar. Cum nu putem cu un dolar să luăm niciodată 6 alimente din acea listă? Este mult, prea mult. De luat și prea puțin mari. Teneți kiwis? Kiwis? Por favor, tenemos solo dos kiwis. Dos kiwis regalos, dos. Es un concurs. Es un reality show. Eso es kiwi? Gracias, haces morado, ¿no? Plátanos morado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Plátanos morados? Okay. Gracias mucho. Gracias mucho. Ok, avem 4, ¿no? Da. Mai numără o dată, te rog. Una, două, trei, patru. Mamă, păpu! Păpu! Deci avem așa. 5 sunt. Sunt bine? Nu, mai trebuie una singură. Ok, hai să văd ce trebuie să mână. Ok, aici. Pune-le în asta, mai repede odată. Ce mai trebuie să mai luăm? Orice de aici. Perdon! A fost chiar amuzant drumul. Deci mă simțeam ca o piețară și îmi dau seama că sunt foarte pricepută la a fi o piețară. Îmi vine natural. Poți adică deschizi o tarabă la obor? Pot, dar chiar pot. Doamnelor și domnilor! Laura Giurcăl, împreună cu partenera mea, Sânziana Negru! Am venit să vă dăm lume peste Caperlon! Dă-te, tataie! Mamă, tu mergi pe jos. Ce mamă. A mers mult mai mult decât a mers prima dată, bineînțeles. Pentru că doamna a fost bucuria copilului. Mamă, dar suntem într-o cursă. Doamne, ce dracu am căutat noi pe aici, nu înțeleg. Senior!
pentru ce să mai au pe străduțe celelalte să ocolesc când piața era în față? Da, da, am făcut o sfert de oră. Ai! Desculpa-me! Ajungem la Mission Board, ne bucurăm foarte tare pentru că primim un alt plic. 6 alimente diferite. Un dolar înseamnă aproape 5 lei, ceea ce este inimaginabil că o familie poate să aibă acest buget. De o săptămână, întreagă. Chiar dacă suntem în cursă, în America Express, noi avem un dolar pe zi, iar familia folosește un dolar pe săptămână. Puede ayudarnos? Y puedes ayudarnos también? Más abajo, más abajo. La primele tarabe ne-au zis că au ajutat alte echipe, ceea ce înseamnă că suntem ultimele sau penultimele. Asta este, încercăm să dăm de o tarabă unde n-a mai fost nimeni. Și de unde să luăm cât mai multe fructe, ca să terminăm mai repede. Tenemos que salvar una familia y dar un poco de comida. Para una familia que no, no tengo comida. Estamos de un reality show. Por favor. Y no tenemos dinero. Cuatro donas. Y ne puedes dar un bolsa. Por favor. Și așa am făcut la fiecare stand, am luat cam un fruct de la fiecare stand. Por favor. Por favor. Por favor, no señora. Tenemos dinero. No tenemos dinero, por favor, señora. Hai, la alta. Hai. Gracias. Gracias. Hai, unde? Ești o uteceoasă cu mine și nu-mi place. Tenemos que comprar algo, señora. Queremos comprar, ven aquí. Ven no aquí. Laso, que cinco pimientos. Stai. Se bine? Se bine? Mă rog, nu mai comentez dacă ți-a plăcut ție bucuria copiilor. Tu ai mers în spate. Ok, am mers în spate. Și aia făceau toți, au, 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 dacă tu nu știi și merge. Și ce? Am primit din nou plic. Un plic mai consistent, cu o listă. Trebuie cumpărate sau cerute. Sau cerute. Da, haide. Nu pot imagina că o familie poate să trăiască cu un dolar o săptămână. Păi uite că scrie, folosiți-vă talentul de negociatori. Am întrebat așa de curiozitate cât costă o nucă de cocos. Ai auzit? Păi. Și era 2 dolari. Păi înseamnă că trebuia să-i râcăi așa un pic de un dolar. N-ajungea la lapte. Potrei mai farem într-o?